Doamna Chesa are o întrebare pentru dumneavoastră. Ați observat că față de ceilalți contracandidați, dumneavoastră nu aveți o foiță cu simbolul partidului. Răspund cu mare drag. Nu am putut să... Dați să adresez întrebarea. Da. N-am putut să punem această foiță pentru că cei care refuzați să registreze simbolul dumneavoastră electoral, pentru că iarăși din nou puneți întrebări absolut de doamna Chesar, în această dezbatere eu decid ce întrebări adresez. Da, asta puteți să veniți la dezbatere de să nu veniți. Echilibrată, dar întrebările trebuie să le respectați. Să nu reprezentați interesele unui partid de guvernare care reprezintă interesele. Dumneavoastră reprezentați clar. Vă întreb, ce care refuzați să înregistreze sigla pentru că ea coincide cu sigla unui alt partid politic. Permiteți să-ți le arăt. Dumneavoastră comentați să adresez eu întrebarea și după asta dumneavoastră răspundeți. Dumneavoastră nu adresați întrebări. Aceasta este sigla... Dumneavoastră învinuiți și reprezentați absolut de parcă vorbiți și reprezentantul sigla partidului Acțiune și Solidaritate. Nu se face pe siglele dumneavoastră coincid. Dumneavoastră încălcați acum codul deontologic. Cum coincid? Pentru că m-ați ascultat, acum puteți răspunde. Eu pot răspunde. Deci faptul că eu sunt fără siglă astăzi și partidul nouă opțiune istorică, va fi pe buletinul de vot fără siglă, este un simbol a faptului că în Republica Moldova nu primează legea și este și un exemplu elocvent, însuși comportamentul moderatorului de astăzi, care urma să respecte un cod deontologic și un principiu de comunicare și să nu manipuleze și să nu fie tendențios, dar să fie absolut echidistant. Echidistanță nu avem, drepturile consumatorului nu Doamna sunt Chesar, respectate. Exact la întrebarea mea. Cum se face că simbolul partidului dumneavoastră coincide 99% cu simbolul unui alt partid politic? Eu reprezint partidului Noua Opțiune Istorică, care în 16 mai s-a renumit în Partidul Alternativă și Șansă, alternativa anume a pasului dumneavoastră corupt, care a preluat tot Peledeniu și tot mai târziu, este compus peste câteva zile, când ați fost contactată de jurnaliști, ați spus că nu știți nimic despre acest congres, nu ați participat nici la un absolut echilibrat. Nu ați participat. Dumneavoastră vreți să respectați un moderator. Pentru a face politica partidului Acțiune și Solidaritate. Eu, de exemplu, mi-am înregistrat Fundația Solidaritate și Progres încă în 2013. Asta e fundația sau partid? Iar Agenția Servicii Publice mi-a interzis, o zis că, Doamne ferește, să nu utilizați Solidaritate, că partidul de guvernament o să-mi facă probleme și eu vreau să dorm într-o fundație și un partid politic. Eu zic că anterior, în 2013, înțeleg, eu v-am am de promovat acest slogan. Vă întreb despre simbolul de care manipulează. Electorală. Este o hotărâre a unui congres care este sfidată și dumneavoastră sfidați legea. Doamna inclusiv alături de ceilalți care fac presiune și au preluat toate instrumentele și mecanismele din timpul, din perioada de capturare a statului. Doamna tot staful, când a activat, a fost statul capturat, tot staful îl regăsim în Partidul Acțiune și Solidaritate. Asta ați venit să vorbiți despre acest partid sau despre partidul dumneavoastră? De imagine și la aceste dezbatere ați vorbit? Exact, ați venit să vorbiți despre PAS sau despre partidul dumneavoastră? N-a votat miliardul pe când l-a votat. Ca să, și a fost conciliată în sensul spălării de bani. Cum se face că simbolul dumneavoastră electoral este identic cu simbolul? Eu am zis se face prin aceea că nu se respectă legea în Republica Moldova. Cum se face că se face prin aceea că Agenția Servicii Publice nu a respectat legea în Republica Moldova și o să fie acționată judecată. Mulțumesc.